Faptele Apostolilor, capitolul 1, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1. Pagina 1055, 1055. Vă încurajez pe toți să veniți cu Scriptura la casa Domnului. Nu vă poruncesc, dar vă încurajez și vă invit. Și asta este ca o invitație de la poliție. Este nenegociabilă. Să vă încurajez să veniți cu Scriptura. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început, până în ziua în care s-a înălțat la cer. După ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu. Prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El i-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, la Iisus, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați Galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci, ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului, asta este aproximativ un kilometru. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvântul Tău este vin. Amin. Și cuvântul Tău este veșnic. Amin. Și te rugăm să ne-l dai din belșug. Și pentru că cuvântul Tău este atât de actual, pentru că cuvântul Tău este putere, pentru că cuvântul Tău este viață, te rugăm să ne umpli de viața Ta. Pentru că cuvântul Tău este Duh, umple-ne, Doamne, de Duhul Tău. Și pentru că Tu ești Domnul acestei biserici, adică al nostru, și ești Stăpânul, te rugăm să ne vorbești. Mulțumim că ești proprietarul nostru și noi te slăvim că suntem proprietatea Ta și vrem să rămânem, Doamne, sclavii Tăi. Toată viața noastră, ajută-ne la aceasta, Tată, spre slava numelui Tău. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul. Amin. Înălțarea Domnului Iisus Hristos este una dintre sărbătorile foarte mari în Ortodoxie. Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos este o sărbătoare foarte mare între protestanți. Sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos însă a produs niște afirmații foarte importante. În ziua când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, s-au spus câteva adevăruri foarte importante și aș vrea în această dupămasă să învățăm care sunt afirmațiile Înălțării. Tot ceea ce am citit în această seară, adineauri, face parte din ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos.
Și în înălțarea Domnului Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, s-au spus câteva fraze, s-au spus câteva adevăruri, s-au făcut câteva afirmații teribil de importante. Când vorbește Iisus Hristos, oamenii deștepți ciulesc urechile. Amin. 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 Când vorbește Domnul Iisus Hristos, oamenii înțelepți iau notițe. Când vorbește Domnul Iisus Hristos, oamenii înțelepți primesc cuvântul lui Iisus. Pentru că atunci când primesc cuvântul lui Iisus, în ființa mea primesc puterea lui Iisus Hristos în ființa mea. Și toți avem nevoie de putere. Toți avem nevoie de viață. Zice Domnul Iisus Hristos, cuvintele mele sunt Duh și viață. Amen. Duh și viață. Și toți avem nevoie de viața lui Iisus și de Duhul lui Iisus ca să avem parte de Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În ziua Înălțării s-au făcut câteva afirmații foarte importante și aș vrea să le notați. Ele sunt scrise. De fapt, nici nu mai trebuie să le notați. Pardon. Astăzi nu trebuie să le notați, că le avem scrise 100% în Scriptură. Și auziți care este prima afirmație care s-a făcut în ziua Înălțării? Auziți ce spune Domnul Iisus? Pe când se afla cu ei, versetul 4, ucenicii, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Și acum, când și Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Amin. Amin. În ziua Înălțării sale la cer, înainte ca Domnul Iisus Hristos să se ridice și să fie acoperit de un nor, Domnul Iisus Hristos le-a făcut o promisiune uimitoare ucenicilor și le-a făcut un cadou. Un cadou, o promisiune cadou. Și le-a zis așa. Stați în Ierusalim, stați cu minți în Ierusalim, pentru că Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Amin. Și în ziua de cincizecime, în ziua de Rusalii, 10 zile mai târziu s-a petrecut miracolul acesta. Și noi, pe data de 12 iunie, dacă Dumnezeu va voi și suntem în viață, vom sărbători încă o dată coborârea Duhului Sfânt. Prima afirmație pe care o face Domnul Iisus, această prima afirmație a înălțării, este o promisiune foarte importantă pe care Domnul Iisus Hristos o face ucenicilor. Acum, ceea ce mie mi-a atras foarte serios atenția la afirmația și promisiunea aceasta Domnului Iisus, este că Domnul Iisus promite botezul cu Duhul Sfânt unei singure categorii de credincioși. Știți deja. Ucenicilor. Nu membrilor într-o biserică. Iisus Hristos promite botezul cu Duhul Sfânt ucenicilor, nu adepților Lui. Știți că noi putem să fim aici în această seară ori adepți, ori membri. Fișii, membri, sunt și ei o statistică, sunt un număr la o intrare acolo în registrul secretariatului nostru. Pe Domnul nu-L interesează prea mult membralitatea ta, că ești membru într-o biserică, sau că ești adept, adică simpatizezi cu Iisus Hristos. Pe Iisus Hristos îl interesează să fim ucenicii Lui. Amin. Fraților, domnilor, domnilor, eu nu vă cunosc pe toți, eu nu știu ce este în inima dumneavoastră, însă vă rog să rețineți. Doar ucenicii lui Iisus Hristos au parte de botezul cu Duhul Sfânt. Doar ucenicii lui Iisus Hristos sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Să nu cumva să avem impresia că dacă suntem simpli membri într-o biserică, sau mă duc de 2-3 ori pe an la vreo biserică, sau sunt adept, adică simpatizez, cu asta, pe asta am rezolvat. Domnul Iisus, când vorbea aici în ziua Înălțării, prima declarație și afirmația Înălțării o are către ucenici. Și spune, să ascultați de mine, să stați în Ierusalim, știți, ucenicii ascultă de învățător. Acum ne punem întrebarea, cum știu că sunt ucenic? Deja v-am dat răspunsul. Un ucenic ascultă de învățător. Mulțumesc de aminul puternic.
Un ucenic ascultă de învățător. Și ucenicul, să vă mai spun încă ceva. Cum știu că sunt ucenic? Numărul 1, ascult de Iisus Hristos. Și numărul 2, cum mai știu că sunt ucenic? Devin ca Iisus Hristos. Zice Domnul Iisus, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Amin. Amin. Și dacă Domnul Iisus Hristos este special și ucenicii lui Iisus Hristos sunt speciale. Amin. Amin. Dacă Iisus Hristos împarte viață și noi împărțim viață. Amin. Amin. Dacă Iisus Hristos a supus Tatălui și noi ne supunem Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Cum știu că sunt ucenic? Ascult de Iisus Hristos. Amin. Amin. Cum știu că sunt ucenic? Devin ca Iisus Hristos. Știți cum era Iisus Hristos? Plin de har și de adevăr. Domnul Iisus Hristos era plin de har și de adevăr. Unde Domnul Iisus Hristos se ducea, El oferea har. Unde noi ne ducem și acolo unde Dumnezeu ne trimite, ne trimite cu scopul. Știi de ce locuiești în Timișoara? Ca să împarți har. Amin. Și adevăr. Amin. Amin. Știi de ce s-au dus tinerii noștri la Berzeasca? Să împartă har și adevăr. Și de ce Dumnezeu te-a pus pe scara blocului tău, în apartamentul X și pe scara cu tare și pe strada cu tare, să împarți har. Amin. Să fii ca Iisus Hristos. Păi dacă eu nu împart har, dacă eu nu mă supun lui Hristos, dacă eu nu devin ca Iisus Hristos, cum va cunoaște lumea cine suntem noi? Amin. Domnul Iisus Hristos face o afirmație a înălțării sale, înainte de înălțarea așa, înălțarea sa, și zice veți fi botezați cu Duhul Sfânt și promisiunea aceasta s-a petrecut după 10 zile și noi vom sărbători încă o dată peste 10 zile coborârea Duhului Sfânt. Acum, vă rog să rețineți câteva adevăruri fundamentale despre botezul cu Duhul Sfânt. Unii baptiști au o problemă fundamentală, cât și unii penticostali, în ceea ce privește Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană. Dumnezeul căruia noi ne închinăm este un Dumnezeu trinitar. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Când vorbim despre Dumnezeu, noi nu spunem unul Tatăl este superior, pe urmă urmează Fiul, un pic mai inferior, și pe urmă numărul 2 e Fiul, și pe urmă numărul 3 este Duhul, un pic mai inferior decât Fiul. Nu. Când noi vorbim despre Dumnezeu, despre Trinitatea lui Dumnezeu, vorbim, repet încă o dată, și am mai spus lucrul acesta aici, dar vi-l reamintesc, vorbim așa, Tatăl, Fiul, Duhul. Amin. Unu, unu, unu. Amin. Nu 1, 2, 3, ci 1, 1, 1. Amin. Adică Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt egali. Amin. Este foarte adevărat însă că în Dumnezeire, ca și în familie, există o ierarhie, dar de bunăvoie, este o supunere din dragoste și nesilită de nimeni. Și cred că am învățat adevărul acesta foarte important, cât timp Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, s-a supus total Tatălui. Amin. Amin. Și l-a cinstit pe Tatăl și mereu Domnul Iisus Hristos a spus eu nu fac nimic altceva decât fac voia Tatălui care m-a trimis. Amin. Amin. Și Domnul Iisus Hristos în textul acesta ne vorbește acum despre botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se supune și Tatălui și Fiului. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Acum, cred și mărturisesc, bazat pe toată învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, că atunci când un om este născut din nou, atunci primește Duhul Sfânt. Când sunt născut din nou, atunci primesc botezul cu Duhul Sfânt. Nu înainte și nu după. Cel ce mă face pe mine creștin, nu este simplu fapt că eu cred în Iisus. Ca să și dragi, eu cred. Atenție! Cel ce mă face pe mine creștin, ceea ce mă face pe mine creștin, este venirea Duhului Sfânt în inima mea. Amin. În viața mea. Amin. Amin. Să știți că simplu fapt că merg la biserică nu garantează că sunt creștin. Mă refer la creștinul din nou. Simplu fapt că
cânt și fac misiune și plantez biserici, nici aia nu îmi garantează că sunt creștin. Vă rog să rețineți. Simplu fapt că un om este preot sau pastor, nici aia nu îi garantează că e creștin. Și poate că sună destul de aspru în ceea ce mă privește pe mine. Știți ceea ce mă face pe mine creștin? Venirea Duhului Sfânt în inima mea. Amin. Pentru că Duhul Sfânt este cel ce aduce viața lui Dumnezeu în viața mea, slăvit să fie Domnul. Amin. Însă categoric se pune întrebarea, cum știu că Duhul Sfânt locuiește în inima mea? Și asta este o întrebare foarte serioasă. Dar acum, vreau să vă spun că teologia mea este independentă de teologia pentecostală sau de teologia baptistă. Teologia mea este foarte biblică. Că s-a așa a considerat Dumnezeu să fiu în biserica baptistă și să fiu și baptist și pentecostal, slăvit să fie Domnul. Amin. Însă, dincolo de ceea ce spun teologiile gândite de oameni, eu vă spun acum ce am înțeles călăuzit, cred eu, de Duhul Sfânt din Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, pentecostalii spun așa, semnul, și nu spun cu absolut deloc, nu fac polemică, absolut deloc nu fac polemică, nici nu-mi permit așa ceva, însă, teologia pentecostală spun așa, semnul că ai fost botezat cu Duhul Sfânt este vorbirea limbii. Este teologia lor. Însă, teologia mea nu este asta. Deși avem foarte multe lucruri în comun și 99% avem în comun cu pentecostalii, teologia mea este diferită puțin aici. Asta este diferită puțin mai mult. Eu cred și mărturisesc, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, că sunt botezat cu Duhul Sfânt și primesc Duhul Sfânt în momentul când îl primesc pe Iisus Hristos prin pocăință și prin credință. Eu sunt botezat cu Duhul Sfânt în momentul când Iisus Hristos devine Mântuitorul meu și cel ce aduce viața lui Dumnezeu în viața mea este Duhul Sfânt. Amin. Amin. Acum, ei zic, unii zic, și baptiștii zic unii așa, semnul că ai fost botezat cu Duhul Sfânt este vorbirea limbii. Eu nu sunt de acord cu lucrul acela, că nicăieri în Scriptură n-am găsit așa ceva. N-am găsit așa ceva. Știți ce am găsit însă în Scriptură? Dovada incontestabilă că Duhul Sfânt este în mine, că am primit Duhul Sfânt, se găsește în Galateni 5, 22-23. Mulțumesc de amintul puternic. În Galateni 5, 22-23, Cuvântul Sfânt ne spune ce înseamnă că Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. Asta spune Apostolul în Galateni 5, 22 și 23. Și vreau să citesc, eu știu versetele pe de rost, adică aproximativ, le știu pe de rost, dar auziți ce zice Cuvântul lui Dumnezeu în Galateni 5, 22, 23. Roata Duhului din potrivă, și înainte de a citi, vreau să vă rog și vă poruncesc, dar vă rog, să învățăm versetele astea două pe de rost, să le știm pe de rost. Trebuie să le cunoaștem pe de rost ca să ne putem verifica. Zice tot Apostolul Pavel, spune o chestiune, zice Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Amin. Și auziți acum, Galateni 5, 22-23. Roata Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, cu toții, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Amin. Deci fiți atenți. Cum pot să știu? Că imediat se pune întrebarea, dar cum pot ști că Duhul Sfânt este în mine? Știi cum știu că Duhul Sfânt este în mine? Duhul Sfânt produce roadă. Amin. Duhul Sfânt produce roadă. Asta este dovada că Duhul este în mine. Că vorbesc în limbi, nu este dovada că Duhul este în mine. Poate să fie o dovadă din când în când, dar dovada incontestabilă că Duhul Sfânt este în mine este roada Duhului Sfânt. Și de ce spun, am un pic de rezerve cu darurile. Eu cred că există și astăzi darul vorbirii în limbi, asta este clar și nu mă poate convinge nimeni că nu e așa. Însă știți de ce totuși am un pic de rezervă când este vorba de daruri? Darurile pot fi falsificate. Și am văzut eu oameni cu ochii mei și cu urechiuțele mele, mă rog, cu urechiuțele mele,
Am văzut oameni care vorbeau, foloseau niște cuvinte necunoscute și să nu vă supărați pentecostalii pe mine, dar știți că spun adevărul, că nu-mi permit să exagerez sau să mă ferească Sfântul să mint din locul acesta sau oricând. Am văzut oameni cu urechile mele și am, adică nu, am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele, dar mă rog, care vorbeau limbi, dar erau falși. Vorbeau limbi, dar mințeau, foreau, vorbeau. Deci, măi, fraților, asta este vrăjeală, asta este șmecherie, asta este față. Din cauza asta, deși cred că există și astăzi vorbire limbi de la Duhul Sfânt, cred că dovada că Duhul Sfânt este în mine, este roată. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri. Nu este lege. Că nicio lege din lume și niciun dictator din lume nu poate să oprească pe Duhul Sfânt să producă roată în viața mea. Slavă Domnului! Noi avem o grădinuță și sunt tare bucuros că s-a mutat la noi soacra. Soacra mea, am două. Am două. Am o soacră mai în vârstă și am o soacră mai tânără. Cea în vârstă poruncește, soacra mai tânără slujește. Și slujește și pe mama, slujește și pe fica și și pe generică. Însă, fraților, avem acum o grădinuță plină de roade. Avem pere, sau nu, ăsta nu rodit. Acum, avem caise, e plin de rode. Avem cireșe, cireși, doi, aproape plin de rod. Am plantat anul trecut un cireș, un puiet, așa, telescopul ăsta aici. Și a făcut, să vă spun, o mare bucurie că a fost plantat de mânuța mea. M-am rugat pentru el, peste el, am binecuvântat. Și știi ce? A făcut două cireșe. Două cireșe. Măi, și s-a atât de bucuros. E primul an și a făcut două cireșe. Să veniți să vedeți dacă vreți. Și puteți face și poze, dar plătiți comisioane. Însă, fraților, este uimitor. Și soacră mea a văzut cireșul, că toți urmărim acum. Toți urmărim. Care este dovada că sunt cireși? Produc cireșe. Care este dovada că sunt caise? Avem un cais plin de caise. Bine că nu sunt coapte. Produc caise. Care este dovada că sunt creștin? Produc roada Duhului Sfânt. Care este dovada că Duhul locuiește în mine? Că sunt al Domnului. Zice Domnul Iisus, după roade îi veți cunoaște. Amin. Asta este declarația și asta este afirmația înălțării. Zice Domnul Iisus, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Fraților, noi baptiștii avem o problemă de care trebuie să am început să ne pocăim unii. Trebuie să începem să punem mai mult accent pe lucrarea Duhului Sfânt. Amin. În modul echilibrat și sănătos. Trebuie să începem și eu am început. Însă cu toții trebuie să veniți după mine că vă duc pe pășun verzi. Trebuie să punem accentul sănătos și biblic pe lucrarea Duhului Sfânt. Doar așa Biserica lui Iisus Hristos începe să funcționeze. Știți, dumneavoastră, și vă spun o chestiune foarte serioasă. Înainte de Revoluție, cred că am mai spus aici, dar mai spun o dată. Mă doare, nu-mi place, dar trebuie să vă spun. Înainte de Revoluție, eram vreo 90.000. A, să zicem, cu generozitate, 100.000 de baptiști. 20 de ani după Revoluție, tot 100.000 suntem. Fraților, veți spune unii, e bine, ei, eu nu sunt bucuros de asta. Și de ce? Pentru că, într-adevăr, unii au murit, alții s-au pocăit și asta este extraordinar. Nu că au murit, sau mai și că au murit, este extraordinar, că s-au dus la Domnul. Amin. Însă, fraților, trebuie să începem să devenim conștienți cum lucrează Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu, și Dumnezeu lucrează astăzi prin Duhul Sfânt. Amin. Și când vom începe să punem un accent echilibrat pe lucrarea Duhului Sfânt, vom vedea cum Dumnezeu începe să ne trezească, să ne învioreze, să ne vindece și să trimită darul duhovnicești în biserică și să trimită roadă din belșug în biserică. Doamne, ajută-ne la aceasta! Însă auziți a doua afirmație a înălțării. Iisus le-a răspuns. Ăștia erau foarte curioși în vremuri și auziți ce zice Domnul Iisus?
Deci apostolii, plecând, erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Deci erau foarte interesați în cursul vremurilor, în politică religioasă și nu numai și laică. Și au zis ce zice Domnul. Iisus le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Amin. Amin. Asta este a doua afirmație a învățării. S-a spus aici, a spus fratele Cătălin duminică, că un ciudat de pastor, bine, are 87 de ani, din America, a făcut afirmații și a avut și sponsorizări puternice, are un post de radio, nu știu, care funcționează bine. Anul trecut au strâns 18 milioane de dolari postul ăla de radio al lui și lucrarea care face 18 milioane. Păi normal că a avut bani de reclamă, știi? Și el a reclamat că pe 21 mai anul ăsta, luna trecută, azi suntem în 2 iunie, va fi răpirea bisericii, va veni sfârșitul, va veni ceva escatologic se va petrece. Și a trecut 21. Știți, tipul ăsta, bătrânelul ăsta, care cred eu că este puțin senil, dar și șmecher, știi? A reușit să-i ducă în eroare pe foarte mulți oameni, tocmai pentru că n-a citit cu atenție, sau niciodată n-a meditat, asupra afirmațiilor înălțării Domnului Iisus. Pentru că la înălțare Domnul Iisus Hristos spune așa: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Știți care este treaba noastră? Să ne pregătim pentru întâlnirea cu Iisus. Domnul Iisus ne-a interzis categoric să venim noi să facem pe deștepți și să spunem data, ora și locul. Pe 21 mai, pe 21 octombrie, acum a spus pe 21 octombrie, bătrânelul, știi, să mai facă ceva bani. Dar fraierii înghit, dacă vor să fie fraieri. Însă Domnul mi-a spus foarte clar: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Și ne spune foarte clar Domnul Iisus: pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Amin. Amin. Treaba noastră, zice Domnul Iisus, care este? Să vă pregătiți pentru întâlnirea cu mine. Amin. Asta este a doua afirmație a înălțării. Treaba noastră este să ne pregătim pentru întâlnirea cu Iisus. Treaba noastră nu este să fixăm o dată, o zi, o lună, un an. Așa cum fac ciudații vremii. Chiar dacă sunt americani. Iată că sunt și americani drăguți și sunt și americani ciudați. Dumnezeu să se dure și de unii și de alții. Amin. Nu este treaba voastră, asta este a doua afirmație a înălțării, zice Domnul Iisus, nu-i treaba voastră să fugiți după senzații. După din ăștia care vin cu termene escatologice și spun pe data de 21 octombrie va fi răpirea, că am greșit cu 6 luni. Am greșit cu 6 luni, scuzați-mă. Am greșit cu 6 luni. Domnul nu m-a călăuzit bine cu 6 luni, știi? Și pune vina tot pe Domnul sau pe computer, nu știu pe cine pune vina. Însă Mântuitorul ne atrage foarte atenție, foarte serios atenția în a doua afirmație a înălțării și zice: noi, treaba voastră să știți vremurile sau soracele, treaba voastră este cu totul alta. Și în afirmația numărul 3, Domnul Iisus zice așa: și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Și au zis acum care e treaba noastră și asta e afirmația numărul 3. Treaba noastră este puterea Duhului Sfânt în viața noastră. Amin. Asta e treaba noastră. Zice Domnul Iisus, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și știți, să vă mai spun ceva și facem o aplicație foarte practică, foarte serioasă. Când Duhul Sfânt este în mine, am puterea lui Dumnezeu în viața mea. Amin. Și ce înseamnă că am puterea lui Dumnezeu în viața mea? Am putere să produc roade. Am putere să predic Evanghelia. Și auziți ce zice Domnul Iisus? Voi veți primi o putere. Fii atent. A fi ucenic al lui Iisus înseamnă a fi un om puternic. Înseamnă că ai primit o putere. Nu e a ta, puterea ți s-a dat. Este puterea Duhului lui Dumnezeu, pe care Duhul lui Dumnezeu o dă în momentul când vine în inima mea la nașterea din nou. Amin. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Dar cum? De ce am primit Duhul Sfânt? Cel puțin pentru 2-3 motive. Amintesc 3. Primul.
Am primit Duhul Sfânt ca să fiu mântuit. Amin. Amin. Doar prin Duhul Sfânt vine viața lui Dumnezeu în viața mea. Doi, am primit Duhul Sfânt ca să devin un creștin puternic. Adică să nu fiu mămăligă. Ci gelatin. Nu de nimic, de doi bani. Am primit Duhul Sfânt ca să fim creștini cu puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Adică, atunci când vine un vânt, când vine o ispită, când vine o șmecherie, Doamne, nu cedezi imediat, știi? Când a venit Duhul lui Dumnezeu în viața mea, zice Iisus Hristos, asta e treaba voastră, să deveniți creștini puternici. Asta este treaba mea și treaba voastră. Să vă fac puternici. Amin. Când vine un pic de vânt din ăsta, de încercare, Doamne, nu intri în depresie imediat. Amin. Doamne, eu am puterea Duhului lui Dumnezeu în viața mea. Amin. Asta înseamnă să fiu creștin. Asta înseamnă să fiu creștin. Dom'le, când e ceva bun la televizor și e slujbă la casa Domnului, păi eu sunt puternic, renunț la televizor. Că nu mă ține legat televizorul, ci pe mine mă ține legat Duhului Dumnezeu. Amin. Mă ține legat de Biserica lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta înseamnă creștin puternic. Și vă mai spun încă ceva, al treilea lucru de ce am primit Duhul Sfânt, fraților. Să facem evanghelizare. Să fim martori. Să fim martori. Păi de ce ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt, adică puterea Duhului Sfânt? Să facem evanghelizare, să fim misionari, să fim ucenici, să-L vestim, să fim martori. Întrebare? Și nu răspundeți cu voce la ea. De când ești tu mântuit? Câți oameni prin tine au auzit Evanghelia? Fii atent că n-am întrebat câți oameni prin tine s-au pocăit. Că era prea mult. Noi nu-i pocăim pe oameni și nici n-am întrebat câți oameni au fost mântuiți prin tine. Că cel ce mântuiește este Dumnezeu. Amin. Însă vreau să te întreb așa. De când tu te-ai întors la Domnul? De când tu te-ai botezat? De când tu te-ai pocăit? Câți oameni au auzit prin tine Evanghelia? La câți oameni le-ai mărturisit tu pe Iisus Hristos? Adică în viața câtor oameni ai pus sămânța vieții și restul e treaba lui Dumnezeu. Pentru că, fraților, din cauza aceasta, afirmația asta a înălțării este uimitoare a Domnului Iisus. Zice, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Ucenicii adevărați sunt martori adevărați. Adică, ei l-au văzut pe Iisus, l-au auzit pe Iisus, l-au experimentat pe Iisus și îl transmit pe Iisus mai departe. Amin. Însă, închei cu o întrebare. Ce fel de martor ești tu? Fii atent. Ori într-un fel, ori într-altul, suntem martori. Suntem martori ori cu semnul plus, ori cu semnul minus. Fii atent. Fii atent. Suntem martori ori cu semnul plus, ori cu semnul minus. Dacă l-ai experimentat pe Iisus, pe Domnul, dacă Duhul lui Dumnezeu a venit în viața ta, tu ești martor la copiii tăi, la soția ta, la soțul tău, la părinții tăi, la vecinii tăi, ești martorul lui Iisus cu semnul plus. Amin. Cu semnul plus. Adică tu transmiți viață. Dar fii atent. Dacă ai fost îmbibat doar cu religie, nu cu Duhul lui Dumnezeu. Prin viața ta, tu ești martor cu semnul minus. La copiii tăi, la soția ta, la soțul tău, la părinții tăi. Și dacă tu înjuri, dacă tu te înveți, dacă tu suduri, dacă tu te prostești, dacă tu te desfrânezi, ești martor cu semnul minus. Și asta știi ce înseamnă? Că ai doar religie, dar n-ai Duhul Sfânt. Zice Domnul Iisus, voi veți primi o putere. De ce? Ca să fiți martori. Și spun, vor auzi cei de lângă noi despre Iisus Hristos prin mine. Prin mărturia mea. Prin faptele mele și prin vorbele mele. Și trebuie să mai spunem un lucru înainte de a zice amin, mai durează 2 minute. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la Iisus, s-a înălțat la cer și un om l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii prironiți spre cer, pe când se suia Iisus, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în aur. Se pare că erau îngeri. Și au zis, bărbați Galilei, de ce stați? Și vă uitați la cer. Spre surprinderea mea, ăștia vin din cer și ceartă pe ucenici că se uită la cer. Este ciudat.
Zice, zic ăștia doi, bărbați izraeliți, bărbați galileieni, pardon, de ce stați și vă uitați spre cer? De ce? Probabil că stăteau cu gura căscată, știi? Însă, vă rog să rețineți ce urmează să vă spun. Dumnezeu n-are o întreprindere de stat. Aici ați putut să ziceți mai mulți amin. Dumnezeu n-are o biserică de stat. Împărăția lui Dumnezeu nu este o împărăție de stat. Ci împărăția lui Dumnezeu este o împărăție de lucrat. Amin. Noi ne-am învățat cu expresia ce sunt, ce instituție? Este o instituție de stat. Și stăteau aia. Și încă mai stau. Și încă mai stau. În instituțiile de stat încă stau săracii. Iar doar că nu mai stau chiar atât de comod. Și stau cu bani mai puțin, dar tot stau. Nu mă duc la primărie, să vezi cum stau. Și mai du-te la instituțiile de stat. Stau. Nu toți, dar sunt încă de prea mulți care stau. Însă, împărăția lui Dumnezeu nu e instituție de stat, ci este instituție de slujit, de lucrat. Și din cauza aceasta vin ăștia doi îngeri la galileieni, care de bună credință stăteau și se uitau la cer, că era normal, că și dacă eram acolo noi toți, tot așa am fi stat ca ei. Însă, na, suntem învățați cum întreprindem de stat. Însă vin îngerii și spun, bă, fraților, bărbați galileieni. Și că îngerii vorbeau numai cu bărbații, nu cu femeile. Mă rog, în contextul acela. A zis, de ce stați și vă uitați? Și au zis, acum urmează învierea. Bărbați galileieni. De ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Amin. Știți care este ultima afirmație a învățării? Este afirmația de cer. Iisus s-a pus fizic, se întoarce fizic. Amin. Amin. Nu este nicio șmecherie aici. A plecat vizibil, se întoarce vizibil. Amin. Amin. L-au văzut ucenici atunci, zice Scriptura în Apocalipsa 1 cu 8, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. O dovadă că nu-s pe căile Domnului. Știți care este? Că stau. Vegetez. Parazitez. O dovadă că ceva nu e în regulă cu mine este că eu, în Biserica lui Dumnezeu, n-am nicio activitate. O dovadă că este un semn al întrebării în dreptul meu, spiritual vorbesc, este că stau și mă uit la cer. Că doar nu se întoarce Domnul. Însă fii atent. Lui Dumnezeu nu-i convine să-L aștepți stând. Domnului convine să-L aștepți lucrând. Amin.